dar nu suficient. Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Giurgiu, Nicolae Florian, se declară mulțumit de cum a fost primită echipa liberală în municipiul Giurgiu, de reacția oamenilor pe care îi întâlnește în fiecare zi în cartierele giurgiuvene și de receptivitatea acestora la proiectele prezentate pentru dezvoltarea orașului. Nicolae Florian spune că giurgiuvenii sunt extrem de nemulțumiți de modul în care actuala conducere a orașului s-a ocupat de infrastructură, de gestionarea câinilor fără stăpân, de persoanele defavorizate și, în special, de lipsa investitorilor care să creeze locuri de muncă. Cum am identificat noi atragerea de investitori și investiții serioase? În primul rând, trebuie să ne gândim că municipiul Giurgiu are zone industriale. Putem să procedăm la reindustrializare, dar să tratăm cu maximă seriozitate acele terenuri care au rămas în paragină. Se tot vorbește de platforma 1 a combinatului chimic, că este o platformă contaminată din punct de vedere al mediului și de asta nu pot să fie accesate fonduri europene și altele pentru atragere de investiții și investitori serioși. Eu vă spun că există programe operaționale europene prin proiecte de mediu, din axele operaționale de mediu, care pot fi accesate pentru decontaminarea solului acolo unde solul este contaminat. Nu toate porțiunile de sol din platforma 1 a combinatului chimic, toate sunt contaminate, sunt anumite porțiuni care trebuie verificate cu mai multă atenție. Au venit investitori serioși și au identificat prin specialiștii lor zonele care sunt, care corespund dezvoltării unui mediu de afaceri sănătos, iar la Giurgiu, din câte am discutat cu investitorii și în această dimineață, va veni o oțelărie care va crea minim 350 de locuri de muncă, oțelărie cu capital din afara Uniunii Europene și tocmai de aceea se poartă negocieri la nivel de guvern, la nivel de ministere. Suntem onorați că s-au oprit investitorii la Giurgiu, putea să oprească în alte județe, tot pe malul fluviului Dunărea, dar pentru că s-au oprit la Giurgiu, reprezintă și interesul pe care Partidul Național Liberal îl acordă atragerii de investiții și investitori serioși în oraș. De asemenea, în zona extravilană se dorește înființarea unei sere legumicole pe o suprafață de minim 15 hectare și un centru de prelucrare a legumelor și fructelor. Aceasta presupune și spații de depozitare și, de ce nu, încurajarea familiilor din zona lungii Dunării să cultive legume și să își promoveze produsele prin aceste depozite, prin aceste unități de desfacere. Nu în cele din urmă putem să creăm locuri de muncă dacă ne uităm cu mai multă atenție la serviciile publice aflate în subordinea primarului și înființate prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu. O să observăm că avem un operator economic care este din afara județului, care ne face curățenie și salubritate, parcă noi nu am putea fi în stare. Dacă operatorul economic va fi înlocuit cu un serviciu public înființat de Consiliul Local, care să integreze toate serviciile publice specifice pentru curățenie, salubritate, spații verzi, peisagistică și care mai sunt în subordinea Consiliului Local al municipiului Giurgiu, vom ajunge la concluzia că se vor mai crea câteva sute de locuri de muncă, în special în domeniul curățeniei și salubrității orașului. Ați văzut în foarte multe reportaje de ale noastre că se depune gunoi menajer dezordonat în foarte multe locuri din municipiul Giurgiu. Consider că această practică trebuie să fie eliminată, pentru că suntem un oraș por la Dunăre, un oraș cu mult potențial de dezvoltare și acest lucru ne obligă să fim mai atenți inclusiv la atragere de fonduri europene pentru protecția mediului și, să zicem, gestionarea cu mult profesionalism a gunoiului menajer. Se impune la Giurgiu și o stație de sortare a gunoiului menajer, până când învățăm să punem
ambalajele să le pune separat, așa cum stabilește, cum spune Uniunea Europeană, pentru a fi reciclate, dar deocamdată trebuie să ne gândim, să identificăm soluții pentru prima problemă a giurgiuvenilor și anume crearea de noi locuri de muncă. Și pentru că în oraș unii candidați care nu au cu ce să se prezinte în fața giurgiuvenilor se bazează pe dezinformări și atacuri la persoană, candidatul PNL la funcția de primar Nicolae Florian a combătut cu argumente toate aceste zvonuri. Aud tot felul de dezinformări. Aici se pricepe foarte bine domnul Barbu și cu câțiva de lângă domnia sa, precum și domnul Toma Petcu cu câțiva de lângă domnia sa. Eu nu o să procedez, nu am făcut rău la nimeni și nu o să fac rău nici în continuare, ba chiar mai mult, cardurile de călătorie, dacă eu voi fi ales primar, vor fi funcționale chiar cu numele lui Nicolae Barbu. Oamenii trebuie să vadă o adevărată administrație publică în care nu punem ego-ul personal al primarului în frunte, ci noi trebuie să punem interesele oamenilor. Cardurile de călătorie puteau să fie inscripționate sunt acordate de către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în baza legii. Referitor la disponibilizarea personalului de la primărie și din serviciile publice din subordine, iar o dezinformare deosebită. Păi dacă noi dorim să creăm alte locuri de muncă decât cele existente, cum putem să dăm oameni afară? Însă, ce dorim noi să facem? Dorim o depolitizare în administrația publică locală. Dacă unii dintre salariați doresc să fie numai oameni politici, adică să fie activiști plătiți de către bugetul public local, lucrul ăsta nu o să se întâmple. Deci pe noi ne interesează ca fiecare salariat funcționar al statului, și mă refer funcționar al primăriei, trebuie să își justifice activitatea alături de mine. Eu o să muncesc și eu o să muncească. Deci eu o să fiu primarul din stradă și am nevoie de oameni care să se dăruiască pentru orașul nostru. De asemenea, mai aud o mulțime de dezinformări cu privire la faptul că eu o să disponibilizez personal de la poliția locală și să aduc eu alt personal. Nimic mai fals, pentru că toți îmi sunt dragi, toți sunt profesioniști, va chiar mai mult gândim soluții de extindere a posturilor de polițiști locali, așa cum dorim extinderea numărului de salariați din cadrul serviciilor publice din subordinea primarului. Asta înseamnă grijă și respect față de oameni, înseamnă responsabilitate, înseamnă seriozitate și nu superficialitate. La rândul său, candidatul PNL pentru Consiliul Județean, Dumitru Beianu, a precizat faptul că giurgiuvenii cred în argumentele și soluțiile liberalilor pentru dezvoltarea municipiului și județului Giurgiu, aspect confirmat după discuțiile purtate în fiecare zi cu giurgiuvenii. Noutatea, elementul de forță, dacă vreți, față de celelalte partide. Nu de puțin noi mergem împreună, eu și domnul Nicolae Florian, în special în municipiu, și am marea plăcere să constat că foarte mulți oameni înțeleg argumentul nostru, anume că împreună, într-o asemenea formulă, cu șanse foarte mari să câștigăm primăria municipiului și președinția Consiliului Județean, putem gândi programe de dezvoltare cărora să le subordonăm bugetele reunite ale celor două instituții, credibilitatea celor două instituții care să discute cumva în același limbaj cu investitori străini, cu instituții și din țară și din afară, și în acest fel, aducându-și poate aminte de mandatul 2008-2012, mulți giurgiuveni acceptă argumentele noastre, le susțin și se gândesc foarte serios, promisiunile sunt mai mult decât suficiente, mulțumitoare ca număr, să voteze PNL la alegerile din 5 iunie. Este o modalitate de a face campanie pe care ne-am dorit-o și pe care o susținem până în ultima zi. Acum constat și eu, în asentimentul colegii mele, că din partea adversarilor noștri nu avem parte decât de aceeași campanie incorrectă, ilegală, în anumite momente, și total lipsită de fair play. Cel puțin în ce mă privește, nu am foarte mult timp la dispoziție, mai citesc titluri în presa electronică, mai spun colegii despre articole, atacuri, care mai de care mai neadevărate și care se dovedesc mai serios acuzatoare. N-am nicio legătură cu temele pe care le tot vehiculează periodic colegii mei în ceea ce privește veniturile mele. N-am niciun dosar penal, nu mi-a imputat Curtea de Conturi
niciun leu, niciun euro, nici din corecții, nici din alte sume. Am avut grijă să consum fondurile publice avute la dispoziție cu respectarea legii și cu sprijinul unor colegi mai pricepuți decât mine din Consiliul Județean, cărora le mulțumesc că prin implicarea lor m-au oferit de complicații și de momente delicate acum. Despre ceea ce am realizat fiecare în momentele sau perioadele în care am fost în prim planul vieții publice, mi-aș dori foarte mult să afle giurgiuvenii, poate cu ajutorul dumneavoastră, eu unul, repet, nici măcar din asocierea care se tot forțează între mine și postul Valahia, nu am avut niciun fel de beneficiu personal, dar și în ansamblu am terminat mandatul cu aceeași declarație de avere, n-am pe numele meu și nici pe numele altor cunoștințe, rude, cum vreți să spunem, sume de bani sau proprietăți. Ar fi bine dacă ar putea cineva să compare cu ce s-au ales domnii Bădălău, domnul Barbu, după fiecare mandat în care au fost în prim plan. Reprezentanții Partidului Național Liberal Giurgiu spun că se vor prezenta în continuare în fața giurgiuvenilor cu proiecte concrete. Vor desfășura aceeași campanie curată ca și până acum, pentru că nu își doresc să câștige încrederea oamenilor prin critici la adresa adversarilor, așa cum procedează deja unii contracandidați.